Stimați colegi, onorat plen, stimați cetățeni, noi azi asistăm la următorul epizod serialului care se numește Lupta pentru rating și fugă de responsabilitate. Avem iarăși același ping-pong cu stare de urgență. Pe 13 martie 2021, în cadrul Consiliului de Securitate, au fost recomandările de a introduce stare de urgență nu era nicio problemă în toată această perioadă să vină, dacă guvernul nu vrea, să vină doamna președinte cu propunerile, cu toate ideile, pe un termen pe care doriți, nu 60 de zile, două săptămâni, trei săptămâni, cu toate măsurile, cu plan de acțiuni, fără că să facem azi acest exercițiu cu amendamente. Era, totul era în mâinile doamne președinte, care a insistat atunci pe starea de urgență și lockdown-ul. Dar atunci s-au jucat socialiștii, au spus, nu, doamne ferește, nicio stare de urgență, lockdown, asta e... Doamne ferește, ce o să întâmple? Au trecut 17 zile. Chip și Deus au schimbat cu locuri. Iată, acum vine domnul Cicoi care e împins de, de, de Igor Dodon, haideți, starea de urgență, țara moare, Vă rog frumos, lockdown, nu știu dacă trebuie, nu știu dacă facem, restricțiile trebuie, dar lockdown nu planificăm. Haideți să facem. Și vedem, deam deja că, că ei insistă, dar colegii de la PAS vreau se Cu părere de rău. Iată pentru ce noi facem acest lucru. Întrebare. -mi. Noi am fost consecvenți, domn Popșoi. Noi n-am votat pentru stare de urgență nici în 2020, că nu a fost acel plan de acțiuni. Unică fracțiune care în mare parte nu a votat. Că domnul Klaus Iohannis a venit cu plan de acțiuni de 42 de pagini. Guvernul Chicu atunci a venit fără niciun plan. Nimic. Dar Parlamentul a votat atunci și nu era problemă cu planul de acțiuni. Dar de, de atunci situația s-a schimbat cardinal. Timp de un an, nu avem guvernul plin de potențial. Eu înțeleg că au fost undeva în cadrul înțelegerii, au fost disemnat domnul Ciocoi ca țapă spășitor. Gata, eu trebuie cumva să resemneze. Eu fiecare dată fac încercare cumva. Nu vreau, scoateți mă dar doamna Sandu și domnul Dadon au țin de mâini și spun, stai Eu ieri am asistat la ședință Consiliul Suprem de Securitate. 6 ore. Discuția bună pe mai multe subiecte, dar am văzut prestația domnului Ciucoi și mai multor miniștri de acolo. Acolo puteți să vedeți oricare stare. Stare de chin, de oboseală, de frică, de dorință să plece mai repede, numai nu-i stare de lucru. Și dacă la acest guvern care nu vrea să lucreze, și noi azi am văzut cu lux de amănunte acest lucru, noi mai adăugăm încă și stare de urgență, o să fie stare de impotență. O atât, o atât, și este, avem acum stare de haos. Vrem acest experiment să mai, să mai facem. Trebuie, stimați cetățeni, trebuie să înțelegeți că ceea ce se propune nu este altceva decât măsură politică. Nu măsură pentru a combate pandemia, nu măsură pentru a rezolva criza socială economică e măsură politică. Niște jocuri politice care, care, încă nu toate au fost aranjate, cu părere de rău. Vorbim aici plan de acțiuni. Nu vreau să repet de, de, că noi am discutat deja despre acest plan de acțiuni. Telefonul e roșu la toți colegii mei, deputați, că nimeni nu înțelege ce se întâmplă cu starea de urgență. O să fie lockdown, n să fie, când o să fie, cum o să lucreze uh, magazinele, cum o să lucreze uh, ce au business, iar o să înflorească supermarketuri și benzinariele. Nimeni nu înțelege acum și de ce amu se introduce chestia asta. Dar presupunem că, iată, noi vorbim de planul de acțiuni. Eu înțeleg că unii o să condiționeze votul cu planul, lipsa planului de acțiuni. Și iată, mâine vin cu planul de acțiuni, acest guvern, dacă vine cu plan de acțiuni. Ce se schimbă? Voi chiar credeți că, că acest plan de acțiuni va fi realizat? Voi credeți că în această situație acest guvern este capabil să, să gestioneze lucrurile? Eu așa și n-am auzit care ar trebui să fie aceste atribuții suplimentare pentru acest guvern, Care ce, ce încurcă, ceva încurcă, dar noi nu știm ce încurcă. Că la moment Comisia Națională de Sănătate Publică nu este ascultată, întrucât este condusă de un guvern în dimisie. Și iată, după starea de urgență, apare comisia de situații excepționale, condusă tot de guvernul în demisie. Și brusc toți o să asculte această comisie. O să schimbe multe, multe lucruri. Nu, este... Ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns, că în asemenea situație critică noi am ajuns cu așa garnitura și cu așa abordare neserioasă. Tuturor este clar, populația e obosită, Businessul este obosit, rezervele s-au epuizat. Sunt, dacă trebuie de introdus anumite restricții, CNESP are acest împuterniciri. Și timp de un an, nu deja am dat această întrebare, era posibil de făcut și uh, Comisia Națională a gestionat criza prin deciziile sale. Pentru ce stare, stare de urgență? Pentru ce? Nu, e, nu este clar. Clar tuturor că până când nu trecem vaccinarea, o lună, două, trei, patru, noi n să putem normal să depășim această criză. Dar evident că dacă o să fie stare de urgență, vaccinarea care acum merge cu, cu să spunem așa, că, 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 un pic merge, dar în realitate noi vedem că deja s-a supărănit business-ul pe vaccine, dar se vaccinează oricine, nu, nu cine trebuie. Ce se schimbă dacă o să fie stare de urgență? Nimic. Iată, în loc să fie investit un guvern normal, pentru următorii 9 luni o să fie continuat acest experiment politic față de țară. Adică până când domnul Dodon și doamna Sandu nu ajung la data alegerilor agreată de dânsă, noi trebuie așa să mergem. Și țara o să plătească mai departe, bani de unde o să iei nu este absolut clar. Și când vorbim, 10, 10 secunde. 10. Și când vorbim noi de finanțare, când vorbim noi de buget, este absolut evident că fără deblocarea asistenței externe, nici aceste măsuri despre care aici s-au vorbit nu vor fi aplicate. Unica sursă care a rămas este creșterea datoriei interne și în promuturi de la bănci. Și este foarte urât ceea ce se întâmplă și este foarte costisitor pentru țară. Noi, am înțeles foarte bine acest spectacol, platforma DA nu participă la el și nu va vota această stare de urgență care o să fie foarte dăunătoare pentru Republica Moldova.